Salutare și bun venit pe canalul E-Română, unde găsiți clipuri care vă pregătesc pentru examenul de bacalaureat. În cadrul videoclipului curent vom discuta puțin despre un text de tip argumentativ. Mai exact, ne vom raporta ca cerință la testul numărul 11, propus pentru anul 2021, testul 11 de antrenament, care are ca fragment suport un text extras din Maria Regina României, țara pe care iubesc, și un text argumentativ în care trebuie să precizăm dacă omul se poate simți sau nu acasă în alte locuri decât cele natale, da? Dacă acel acasă poate fi simțit și altundeva. Aici trebuie să ținem cont de faptul că text argumentativ înseamnă a demonstra punctul tău de vedere. Fiecare om are un punct de vedere, dar acel punct de vedere trebuie să fie concretizat prin argumente și exemple concrete. În momentul în care venim în sprijinul argumentului cu un exemplu concret, atunci, într-adevăr, concretizăm ideea, o validăm. Deci, practic, validarea se face printr-un exemplu concret. Desigur, argumentul și exemplul trebuie să fie pertinent. Exemple pertinente. Așadar, să citim fragmentul și apoi să discutăm puțin despre această cerință. Și să vedem ce găsim în fragmentul suport, ce putem folosi din fragmentul suport pentru a duce la bun sfârșit această cerință. În peregrinările, adică în plimbările, da? Mele pe aceste drumuri nesfârșite, mi s-a întâmplat de câteva ori să pătrund în acele teritorii care deveniseră ale noastre de puțin timp. Două locuri îmi rămân în minte ca fiind nemaipomenite, atrăgătoare și pline de farmec. Unul este orășelul Balcic, iar celălalt îngusta peninsulă Caliacra, o limbă singuratică de pământ ce înaintează în mare. Balcicul este un oraș mititel și pitoresc care aproape că se răstogolește în mare, așezat în mici pâlcuri dezordonate, căsuțele sale turcești o iau în jos pe râpă ca și cum ar duneca treptată de menită de apa de sub ele. O stradă abruptă duce la un port miniatural, iar pe ambele părți faleze din piatră cenușie cu forme ciudat de rotunde alcătuiesc un golf deasupra căruia se întinde mica așezare într-o pașnică izolare. Am fost acolo doar o dată, dar am păstrat o amintire vie aspectului său pitoresc al localnicilor de seminții diferite ce se îmbulzeau în jurul meu a fermecătoarelor sale căsuțe cocoțate care păreau să se agațe cu dificultate de povârnișurile înguste și abrupte. Am ajuns la Caliacra pe însărat când soarele se cufunda într-o parte a orizontului în mare, iar de partea cealaltă răsărea luna, o seceră subțire reflectându-și paloarea eternă peste valuri. Acolo scatul coboară în pereți abrupți, ca niște faleze, acestea fiind însă de lut, nu de piatră. Culoarea lor e roșiatică, iar în lumina slabă a apusului păreau că lucesc cu un soi de foc lăuntric ce le dăreau frumusețe de neuitat. Solul este pietros. Printre bolovani cresc flori necunoscute, acoperind spațiile goale dintre ei cu viață și culoare. O cărăruie traversează această lume de piatră, ducând către un far înfipt cu o demnitate singuratică privind la vasta întindere a mării. Ceva mai jos, într-o mică scobitură a unei stânci greu de ajuns, a fost înmormântat un sfânt. O candelă singuratică arde tot timpul lângă mormântul sfântului prin grija celorlași mâini care aprind la căderea întunericului lumina farului pentru cei aflați noaptea pe mare. Locul, ceasul, singurătatea, toate la oaltă m-au impresionat puternic. Am visat că voi ridica o culă sus pe creasta cea mai îndepărtată a țărmului, acolo unde e doar o limbă îngustă spălată pe ambele laturi de mare. Am avut viziunea siluetei albe ca neaua ridicându-se pe fondul veșnic schimbător al cerului și al mării. Imaginea apusurilor și răsăriturilor de soare care vor fi cu totul ale mele în acel loc, precum și cea nopților când valurile vor părea o taie în argintie sub strălucirea rece a lunii. M-am imaginat privind în jos de pe o galerie cu coloane la miile de pescăruși rotindu-se în jurul zidurilor,
un abur de aripi albe în cerul de safir, sau noaptea ca niște năluci venind și depărtându-se într-un zbor fără de sfârșit, umplând bezna cu țipetele lor stranii și plinele de tristețe amestecate cu vuietul vântului. Pentru o clipă, stând sprijinită de o stâncă și cu fața îndreptată spre neliniștea fără sfârșit a mării, am trăit această iluzie știind foarte bine că nu era decât un vis din acele avute într-o seară când frumusețea ți s-a strecurat în suflet. Cul înseamnă palat domnesc, turn. Da? Și vedem că Maria, regina României, în momentul în care ajunge la Caliacra, acolo are o stare de visare. Se simte foarte, foarte bine, foarte confortabil în interiorul ei, în acel loc unde o impresionează singurătatea, unde aude valul mării, unde totul pare că este diferit și acolo se simte acasă. Deci, practic, în momentul în care avem de rezolvat un text argumentativ, este bine, nu este obligatoriu, nu o să vă taie nimeni capul, cum a tăiat Lăpușneanul 47 de capete, dar recomand să începeți cu o privire pe ansamblu a problematicii puse în discuții. Dacă omul se poate simți acasă, sigur aici putem defini acel acasă, am și o rezolvare, desigur, și am venit cu o definiție. Am zis că casa reprezintă mai mult decât o locuință formată din patru pereți. În epoca modernă, omul se concentrează mai mult asupra aspectului mercantil al casei. În trecut, casa era în strânsă legătură cu o stare de spirit, nu cu un imobil. Casa înseamnă unde. Casa este acolo unde tu te simți cel mai bine. Casa este unde ți este inima. Consider că o casă nu se raportează strict la locul de baștină. Omul se poate simți în largul lui mai multe locuri care pot deveni o casă. În primul rând, un anumit loc generează o stare de spirit. Omul își caută mereu liniștea interioară. Zbuciumul lumii moderne poate genera dezordine emoțională. În fragmentul suport, regina Maria se simte acasă spiritual în Balcic și Caliacra. Aceste locuri erau superbe, se caracterizau prin liniște. Sufletul ei rezonează mai mult cu frumusețea Caliacrei. Acolo marea fremăta necontenit, cerul se osmoza cu apa. Ea se simțea acasă, era liniștită. În al doilea rând, se întâmplă ca locul natal să nu fie pe plac omului. Casa în care creștem nu este aleasă, este o întâmplare a hazardului. Nu alegi unde te naști. E o întâmplare până la urmă. Depinde în ce credem. O fire poetică nu se va regăsi în mijlocul orașului unde sunetele de mașini îi perturbă liniștea. Pentru un poet, adevărat acasă este undeva în natură. În lirica eminesciană, natura este locul sacru, unde poetul se simte protejat. Casa devine un refugiu în care domină liniștea spiritului. În concluzie, casa nu este doar un edificiu alcătuit din patru pereți. Nu este necesară achiziționarea unei proprietăți pentru a te simți acasă. Pământul este locuința temporară a omului. Omul se simte acasă, acolo unde sufletul își găsește echilibru și se poate refugia. Sper că v-a plăcut acest videoclip. Dacă v-a plăcut, abonați-vă, dați un like și nu uitați și de cursuri.voxvalahorum.ro.